Tudorel Toader și-a luat concediu. Asta tocmai după criticile dure primite de la Comisia de la Veneția pe tema modificărilor la legile justiției și după ce Claus Iohannis i-a cerut demisia. Potrivit programului oficial anunțat pe site-ul Ministerului Justiției, Tudorel Toader se află în concediu patru zile în această săptămână. Excepție face ziua de miercuri, când sunt programate activități de coordonare internă la nivelul Ministerului Justiției. În această dimineață, ministrul a postat pe Facebook mai multe mesaje legate de ordonanța de urgență 92 privind legile justiției și raportul Comisiei de la Veneția adăugând și că acestea se vor șterge în decurs de o oră. Comisia de la Veneția nu a luat în discuție modificările survenite prin ordonanța de urgență a guvernului pentru modificările legilor justiției. Un astfel de aviz ar urma să fie adoptat la plenara din decembrie 2018. Post scriptum. Mesajul va fi șters peste o oră. A scris ministrul pe Facebook. Comisia de la Veneția a publicat astăzi raportul care conține critici la adresa României pentru modificările aduse atât codurilor penale cât și legilor justiției, precum și o serie de recomandări. La sfârșitul săptămânii Instituția s-a arătat îngrijorată că modificările la legile justiției slăbesc lupta anticorupție.